A plouat cu absențe la cea de-a doua probă a simulării examenului de bacalaureat în județul Timiș. Conform Inspectoratului Școlar Timiș, la această probă s-au înscris 4.158 de liceeni. Dintre aceștia, 2.826 ar fi trebuit să susțină proba scrisă la matematică, dar 259 au lipsit. Totodată la istorie s-au înscris 1.332 de candidați, însă 94 nu s-au prezentat. La nivelul județului Timiș nu a fost înregistrat niciun incident de fraudare. Simularea examenului de bacalaureat are loc în 48 de centre de examen din județul Timiș. Evaluarea lucrărilor scrise ale elevilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei electronice dedicate pusă la dispoziție de Ministerul Educației. Rezultatele nu sunt publice și nu se afișează.